Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetul 38 la versetul 46, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1041. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, începem citirea cu versetul 38. Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, i-a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfeșurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului, din nou suntem prezenți în locul acesta. După cum ați putut auzi, miercuri seara vom fi din nou împreună. Mă bucur că n-ați zis cu voce tare iarăși. Sunt împreună cu dumneavoastră la părtășie, vin după 5 ani, răbdați-mă așa. Fratele Doru spunea că lista e mare și așa mai departe, însă vreau să vă spun o lege pe care trebuie să ținem cont, mai ales slujitorii și cei cu darul cărmuirilor. Predicarea Evangheliei este modul în care Dumnezeu aruncă sămânța care aduce viață și schimbă inimi. Poezia, cântarea, ambianța este modul în care noi arăm, discuim, pregătim terenul pentru semănat. Dacă la o slujbă, dacă într-o primăvară, tu numai ari, discuiești, ari, discuiești, ari, discuiești, dar nu sameni, ce recoltă ai? De aceea e bun concertul creștin. Însă rezultatele se dau în urma predicării Evangheliei. Și e foarte important ca la toate slujbele noastre, dincolo de frumusețea cântării, și apreciez pe calea aceasta nivelul înalt al slujirii în cântare, predicarea trebuie să fie la locul ei, slăvit să fie Domnul. Eu, înainte de a fi predicator, am fost dirijor de cor. Și acum țin cu păstorii, slăvit să fie Domnul. Stimații mei, dați-mi voi din textul ăsta biblic să vorbesc câteva lucruri care sunt foarte importante pentru noi. Domnul Iisus Hristos avea în Betania o familie prietenă. Două surori și un frate. Fratele se numea Lazar, surorile Marta și Maria. Ele fiind prietene de Domnul Iisus Hristos, foarte buni prieteni, și-au dat seama că n-au de ce să se îngrijoreze. Dacă cumva vreodată ajungeau în vreo lipsă de mâncare, de exemplu, îi aduceau Domnului niște pâinicele și niște pești și Domnul, la o simplă rugăciune, îi hrănea numai pe ei. Mii de oameni se mâncau și se săturau. Dacă cumva se simțeau rău și erau bolnavi, nu trebuia să meargă la medic să plătească pentru consultații, pentru diagnostic, pentru că indiferent ce boală ar fi avut, la Domnul Iisus Hristos nici nu-i dădea diagnosticul, vindeca de orice boală ar fi avut. Ca atare era minunat să fii prietenul lui Iisus. Și aceste surori și fratele lor și-au zis, când vom avea vreo criză de orice fel, o întrebare, ceva, îl căutăm pe prietenul nostru și rezolvăm problema. Numai că Domnul Iisus Hristos a dorit să fie cunoscut nu numai ca un bun învățător, nu ca un binecuvântător, nu numai ca un vindecător, ci ca unul care dă și viața. Și pe cine să experimenteze el lucrul acesta decât pe prieteni? Și spune Scriptura că la un moment dat Lazar, prietenul lui, s-a îmbolnăvit, dar de o boală foarte gravă. Bineînțeles, Marta și Maria au trimis imediat vorbă, nu la Sinedriu, la Iisus. Lazar, prietenul tău, este bolnav. Cu alte cuvinte, anulează orice întâlnire, orice, și vii pe drumul care o știi tu așa de bine, la prietenii tăi. Domnul Iisus Hristos în mod intenționat întârzie. Stați și vă gândiți cam cum s-o uita Marta și Maria pe geamul, picărarea care ducea la casa lor. Păi totul l-am anunțat, am transmis, el trebuie să vină. Lazar e prietenul lui, oare de ce nu vine? Bine, Lazar a murit și cum era obiceiul, l-au îngropat în aceeași zi. După 4 zile apare și Domnul cu ucenicii. Amândouă surori spun, Doamne, dacă ai fi fost aici,
Lazar, fratele nostru, n-ar fi murit, pentru că tu ești specialist la vindecări. Tu rezolvai problema. Și Domnul le spune, Lazar, fratele vostru, va învia. Și astea știau teologie. Da, în ziua mare de apoi, când va fi Lazar cu toată lumea, împreună cu toți cei morți, vor învia. Văzând că nu pricepe nimeni teologie la momentul respectiv, Domnul Iisus întreabă, unde l-ați spus? Au ajuns la mormânt, care era o peșteră peste care au răsturnat o piatră mare, un bolovan mare, ca să nu vină profanatorii din morminte sau vreun animal sălmatic să mănânce din cadavru. Și au ajuns acolo și au spus, dați piatra la o parte. Marta, sora mortului, am citit pasajul biblic, au spus, Doamne, este mort de 4 zile și conform climei, intra deja în putrefacție, miroase greu. Dar au dat piatra la o parte. După care Domnul a făcut o rugăciune simplă și a zis, Lazare, vină afară, că dacă spunea morților, ieșiți afară, era prima înviere. Dar cu dedicație a spus, Lazare, vină afară. Și Lazar, cu mâinile și picioarele legate, a ieșit afară și Domnul spune, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Aici, în textul acesta biblic, stimați prieteni și iubiți frați și surori, găsesc principiile salvării, care sunt foarte clare. Când Dumnezeu vrea să salveze, să mântuiască, să ierte, să dea viața veșnică, ține cont de niște principii. Primul principiu este că lui Dumnezeu îi place să lucreze cu omul. Domnul Iisus Hristos putea să dea piatra la o parte doar prin privire. Putea să poruncească ca piatra aceea să facă o moviliță de nisip, dar nu. El le-a spus oamenilor, dați piatra la o parte. Asta însemna transpirație, asta însemna muncă, dar însemna ceva ce puteau face ei. Voi dați piatra la o parte și eu fac ceea ce pot eu, înviez pe Lazar, dar lucrăm împreună. Dumnezeu știe că noi avem nevoie de mântuire, dar nu o face peste cugetul nostru, lucrează împreună cu noi. Jertfa pentru păcatele noastre a fost dată, versetul de aur al Bibliei a fost citit, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Îi dat deja. Prin sângele lui Iisus Hristos, orice om din lumea asta poate să fie mântuit. De ce nu-i mântuit? Pentru că pe lângă dorința Domnului de a mântui și de a da, este nevoie și de acceptul tău. Primul principiu al salvării este că Dumnezeu mântuiește, salvează în colaborare cu tine. Dacă tu refuzi salvarea, dacă tu amâi salvarea, dacă tu îi spui lui Dumnezeu, mai am o treaptă, dacă tu îi spui lui Dumnezeu, mai este timp, mai am probleme, mai am cutare, salvarea lui Dumnezeu rămâne în oferta sa. Dar la un moment dat s-ar putea să nu mai ai parte de ea. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează împreună cu omul. Al doilea principiu pe care îl găsim aici este că Dumnezeu lucrează doar ceea ce omul nu poate. De foarte multe ori îl trimitem pe Dumnezeu să facă cumpărături în locul nostru. De multe ori îl trimite pe Dumnezeu să rezolve probleme în locul nostru. Noi am greșit față de cineva și l-am trimit pe Dumnezeu să-și ceară iertare. Știți că atunci când intrăm în relație cu Dumnezeu, principalul lucru ca ființă finită, păcătoasă, limitată în fața unui Dumnezeu sfânt, este să ne smerim și să ne cerem iertare de la Domnul prin pocăință. Ori noi vrem ca tot Domnul, dacă s-ar putea smeri, tot El să pocăiască. Tot El să îndrepte, dar de la ce să îndrepte? Că Dumnezeu e sfânt, 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 slăvit să-i fie numele. El a făcut tot ce trebuie. Am măsmeri, am recunoaște vinovăția, am recunoaște păcatul și a recunoaște că mântuirea este doar în Domnul Iisus Hristos. Asta e treaba mea și treaba ta. Dacă nu o faci, să nu te aștepți ca Dumnezeu să aducă mântuire. Nu există situații când tu te culci seara păcătos, cu cugetul apăsat, nu poți dormi noaptea, cum vorbea fratele Viorel, și vine Dumnezeu și spune, oricum l-am dat pe fiul meu, sângele lui a tot suficient pentru iertarea păcatelor tale. Chiar dacă tu nu-mi ceri iertare, eu noaptea asta te spăl de păcatele tale, aduc duhurile care s-au lipit de tine și dimineața când te vei scula, vei fi un om iertat, un om vindecat, un om eliberat, fără ca tu să-mi ceri. Nu există asta. Dumnezeu eliberează, mântuiește și salvează abia după ce eu îmi fac treaba mea, adică îmi recunosc starea. Foarte mulți oameni, bine intenționați, spun dacă Dumnezeu e bun, de ce nu intervine El? El nu intervine peste tine, El intervine doar când tu ți-ai făcut treaba ta. Ori, stimații mei, Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar după ce ăștia au dat piatra la o parte. N-avea niciun sens să-l înviei pe Lazar să umble în mormântul ăla închis. Cu piatra pusă, Lazar spune, băi, am înviat, sunt pe aici, voi țineți piatra pe mormânt, doar după ce dai piatra la o parte, Iisus intervine, îți faci lucrarea ta.
Pentru că asta e în puterea noastră. Și al treilea principiu, pe lângă faptul că Dumnezeu lucrează împreună cu omul, după ce Dumnezeu lucrează omul ceea ce omul nu poate, Dumnezeu lucrează doar după ce omul și-a terminat partea. De foarte multe ori noi nu ne terminăm părțile noastre. Există un cumul de rugăciuni, există un cumul de zile sfinte în care Dumnezeu ni le cere pentru anumite lucrări. Noi postim o zi, două, după care îi spunem, Doamne, hai lucrează Tu. Frații mei, există un cumul pe care Dumnezeu îl cere. Amintiți-vă că Îngerul Domnului a coborât la Corneliu și a spus, Cornelie, rugăciunile și milostenile tale au ajuns înaintea Domnului. Mi-ar fi plăcut dacă Îngerul ar fi spus, rugăciunea ta ultimă a fost grozavă. Milostenia ta ultimă a fost denotată, extraordinar. Alea au fost vârful, celelalte au fost de antrenament. Nu, nu. Rugăciunile tale, cumul acestei rugăciuni a adus la un răspuns, frații mei. De aceea Biblia spune să stăruim în rugăciune. Există un cumul, un număr de rugăciuni, o intensitate a rugăciunilor pe care Dumnezeu o vede. Pentru foarte mulți dintre noi discutăm politică din să umflă venile la gât. Dacă ne-i vorba de rugăciune, trimitem lui Dumnezeu niște SMS-uri. Doamne, te rog frumos, binecuvintează-mă cu mai mulți bani, că eu spui fază. Cam atât. Băi, dar stăruiește măcar în rugăciune. Că tot ceri bani, că tot ceri binecuvântare. Insistă mai mult. Cum din anumite lucruri firești știi să insiști la oameni, dar la Dumnezeu nu știi să stai puțin mai mult în rugăciune? Ori, stimații mei, Dumnezeu lucrează totdeauna după ce oamenii și-au terminat treaba și lucrarea lor. De aceea aveți catecheză. Pentru că au fost oameni care și-au spus, sunt păcătos, am nevoie de iertarea păcatelor, am nevoie de mântuire și știu că singurul care oferă mântuire nu-i cultul pentecostal, nici Biserica Ortodoxă, ci Iisus Hristos. Și am nevoie de vindecare, de mântuire, de iertare prin Iisus Hristos în baza legământului făcut cu El în apa botezului. Amin. Și astea sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi. Nu se botează Dumnezeu pentru noi, ci El ne-a croit o cale prin Iisus Hristos. Ca fiecare dintre noi să umblăm pe calea aceasta. Doamne ajută! Acestea sunt lucrurile pe care le face Dumnezeu. Lucrează împreună cu noi la salvarea noastră, lucrează doar ceea ce noi nu putem lucra, ce stăm, puterea noastră se așteaptă să facem noi, de aceea învățăm cântări, de aceea ne rugăm, de aceea venim la adunare. Sunt lucruri pe care noi le putem face. După ce facem partea noastră, Dumnezeu este disponibil să aplice al treilea principiu. După ce noi am terminat lucrarea, El își face numele de slavă. Slăvit să fie Domnul! Stimații mei, al doilea aspect pe care îl ridic aici este o lucrare pe care trebuie să facă biserica. Și mă refer aici la mărturie. Primul lucru pe care îl văd eu în textul acesta biblic, este că atunci când Domnul a spus, dat piatra la o parte, în mod sigur Maria și Marta ar fi avut intenția să dea dita mai bolovanul la o parte. Dar ce pot face două femei cu dita mai piatra de acolo? Cert este că în zonă au fost prieteni ai familiei care au venit acolo și au împins piatra la o parte ca să facă ca accesul Domnului Iisus să fie la cel care era mort. Nu uitați, Biblia tratează persoana care trăiește în păcat ca fiind mort în păcatele și fără de legile lui. Mortul spiritual, considerat de Dumnezeu, pentru noi e viu, e foarte, foarte viu, dar din punct de vedere al lui Dumnezeu este mort. Mortul spiritual are un singur simțământ, un singur senzor care funcționează. Și dați-mi voie să vă citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 25, unde Scriptura spune așa, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. E vorba despre persoane care trăiesc, care suflă. Și singurul senzor care le funcționează este auzul. Vor asculta și vor învia. Deci nu vor vedea, vor asculta. De aceea credința vine în urma auzirii. De aceea Evanghelia trebuiește predicată. Că cei care sunt morți în păcate și plăceri, cum am fost și eu, cum ai fost și tu, sensibilitatea lor este la predicarea Evangheliei, nu la a vedea, ci la predicare. Și de aceea trebuie și suntem chemați să vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Doamne ajută! Ori, stimații mei, aș vrea să vă spun, accesul spre cel care e mort în păcatele lui, accesul în viața respectivă se face prin darea pietrei la o parte. De cele mai multe ori, piatra la o parte e foarte dificil de dat de familia în cauză.
Vezi copilul că vine la ora 3 dimineața, îi mort în păcatele și plăcerile lui. Miroase a ce miroase, gândește cum gândește și tratează lucrurile cum le tratează. Și ai nevoie să dai piatra la o parte, că Iisus poate să aducă viață. Dar cel mai greu este să dai piatra la o parte. Ai prieteni să te ajute? Pentru că pentru asta e biserica. Pentru asta sunt frați. Să te ajute să dai piatra la o parte. În fiecare familie se poate întâmpla lucruri dificile. Situații grele, când păcatul pătrunde. Dar e important să ai cu cine da piatra la o parte. Că Iisus nu învie pe morți să umble prin mormânt. Nu. Doar după ce ți-ai făcut treaba ta. A da piatra la o parte înseamnă efort. Să presupunem că suntem în fața unui asemenea mormânt și eu spun, trebuie dat piatra la o parte ca Domnul să învie. Și chem pe unul dintre tineri de aici la voi care merge la sală, îi spune, băi, ai niște mușchi bine făcuți așa, vine și dă piatra asta la o parte. Vine el, își face șuc, își face elan, spune, nu se poate. Chem pe altul, spune, nu se poate. La un moment dat chem mai mulți bărbați de aici care sunt la sală și nu, spune, puneți mâna pe piatra asta și când eu zic 1, 2, 3 și împingem piatra. Dintr-o dată, din pricina unității noastre, am dat piatra la o parte de pe mormântul cuiva. După care Domnul, având acces la el, spune, Lazare, Maria, Ioana, vino afară, că doar el poate să învie. Slăvit să-i fie numele. De multe ori, pietrele pe mormintele problemelor noastre rămân acolo. De ce? Pentru că nimeni nu se lipește de noi să dăm piatra la o parte. Ne luăm de la răpirea bisericii. Eu cred că răpirea va avea loc înainte din acasă. Altul se ridică și spune, frate Virgil, cu tot respectul, eu, cu toate că am aceeași părere, cântăm la fel, ne rugăm la fel, eu cred că răpirea va veni în timpul necazului. Să ridic un al treilea și mai nervos. Răpirea va avea loc după necazul cel mare. Biserica trece prin necaz, vă dau versete, vă dau cutare. Bun, e ok când tu susții cu versete, eu susțin și discutăm. Marea problemă că la un moment dat nu te mai poți uni cu omul ăla care crede altfel decât tine, care ia cina cu păhărele sau cu un singur pahar, care face spălarea sau nu face spălarea, care cu tare sau... Bun, toate astea până la urmă le discutăm, ne uităm așa. Bun, când tu ai pe cineva și ai pe cineva de înviat, tu nu poți da singur piatra la o parte. Îi spui la ăla cu care te-ai contrazis, băi, vine și mă ajută. Și ăla spune, fratele meu, caută-ți prietenii tăi, că toată viața te-ai hârâit cu mine de la toată treaba asta. V-aș ruga tare mult, spune Sfânta Scriptură, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să învață-te să fii respectuos. Umblă la fel cu ceilalți. Iar în celelalte, unde suntem de altă părere cu răpirea bisericii, ne va lumina cine? Dumnezeu. Păi, dar eu am un neon, îți-l bagă în ochi și 3 zile nu mai vezi nimic. Păi, tu trebuie să fii luminat. Păi, dar pe tine te-a așteptat Dumnezeu 20 de ani, măi, te-a așteptat. Tu de ce n-ai răbdare cu altul? Dacă te poți ruga cu cineva, dacă poți avea o zi de post, dacă te poți cânta cu cineva, dacă ai anumite lucruri în comun, folosește-le și lasă loc de pașa Domnului, ca să nu zic de bună ziua. Pentru că atunci când ai o nevoie să te ridici, frații mei, cu tot respectul, diferențele între noi, v-aș ruga acum, am nevoie de o rugăciune pentru copilul meu. Am situații care eu nu le mai pot controla. Știi cum se ridică oamenii ăștia ca unul? Dar dacă toată ziua te cerți, că tu ai dreptate, dar când n-ai avut tu dreptate? Toată ziua ești pe frații tăi. Știi că auzi într-o zi și îi spui, fraților, vă rog frumos să mă ajutați, și frați începe a zice, în sfârșit lucrează Dumnezeu și în dreptul ăsta. Că prea mult m-a rănit, că prea mult mi-a avut grijă. Și dintr-o dată, în loc să ai oameni care să te ajute, sunt oameni care poate ar împinge piatra să rămână pe mormânt acolo. Pentru că fiecare dintre noi avem o doză de fire în noi. O doză de supărare în noi, că suntem oameni. Primul lucru te-a jucat tare mult. Dacă ai pe cineva pe care Iisus îl poate învia în seara asta, ai din biserica asta prieteni pe care să-i chem să-ți dea piatra la o parte, pune-ți întrebarea asta. Asta presupune când vii la adunare să respecti pe oameni? Asta presupune să nu umilești pe nimeni în public? Eu am după 2 copii. Soția mea își permite lucruri pe care o mamă la noi cu 9 copii nu își poate permite. Niciodată n-am dorit în biserică, la tot ce am avut posibilitatea, să jignim pe cineva. Să jignim pe cineva. Să jignim pe cineva prin hainele noastre, să jignim pe cineva prin mașinile noastre. Sunt unii care mai vin în adunare și întreabă, băi, tot cu hârbul ăla de mașină ești, face un fum, ar trebui să te duci la RAR totuși să verifici ceva. Vine, tot așa nu li ai, tot pe șantier lucrezi, că eu am avansat, șef de echipă, cu tare, tot așa. Bun, lucrurile astea, fratele meu,
Când e vorba de dat piatra la o parte, n-ai să-i vezi prin preajma ta pe oamenii ăștia. Or fi ei duhovnicești, dar nu o să-i vezi în preajmă. Pentru că ai avut timp și vreme să-i jicnești la Domnul acasă. Și la momentul respectiv, ai să vezi lucrul acesta. V-aș ruga tare mult când veniți în biserică, țineți cont că aici vin oameni de toate categoriile. Noi am vrea să vină numai ambasadori, numai politicieni, numai astronauți, scafandri și alte elite din lumea asta. Dar lumea, biserica e făcută să vină tot felul de oameni și trebuie să menținem păd ca oricine să aibă acces. Ajung în foarte multe comunități când doamne de alte confesiuni religioase spun îmi place la voi, aș veni la voi, dar nu pot să țin rândul cu modul vostru de trai. Sunteți prea la un nivel înalt. Cheltuiți o grămadă de bani pe lucruri care nu trebuie și eu nu-mi pot permite asta. Sunt biserici elite. Elite în muzică, elite în purtare, elite într-o grămadă de lucruri și cu multă cheltuială în spate, cu multă cheltuială. De ce Iisus s-a născut și pus în ieslea din grajdul din Betlehem? Ca să aibă acces oricine la el. Și păstorii și n-avea decât și Irod să intre tot în grajd. Mai cu smerenie, așa, prin miros, dar intra acolo. Biserica trebuie să pună mesajul lui Hristos la nivelul fiecărui om. Că el să vină și să se regăsească în biserică, Doamne ajută! Ți-a dat Dumnezeu 1.000 de euro în plus, ține-i pentru acasă, nu trebuie să-i vadă ceilalți. Sunt oameni care aș vrea să-și cumpere costume și să le iasă eticheta aici. Să-și cumpere ochelari de firmă și să lasă eticheta aici în adunare. Măi, dar de ce vrei asta? Să moară dușmanici? Că, stimații mei, nu folosește la nimic treaba asta. Pentru că atunci când ai nevoie, ca Lazar, ca Maria, ca copilul tău, ca boala ta să fie vindecată, contează enorm de mult, ai pe cine să chem să dea piatra la o parte? Am văzut comunități unde sunt oameni care sunt chemați să facă afaceri. Au cifre de afaceri pe care nu le știu nici eu, nici nu întreb, nu mă interesează. Știu însă că fac afaceri foarte puternici. Prieteni de-al lor le-a spus, băi, de ce nu cumpere o mașină, o bombă de mașină, cum este vorba, așa, să o parchezi așa, nu o duci la demisol, o parchezi în față, ca toți ăsta să rămână uimiți. De când se face mașina asta? Cum adică, cum de ți-ai permis tu să ai o asemenea mașină? Să vorbească toată slujba aia de mașina ta. Și ăsta a întrebat, bun, și la ce mă ajută? Că dacă eu am un necaz, că dacă soția mea are un necaz, dacă un copil de-a meu are nevoie de ajutor, bomba aia de mașină pe care v-am pus-o eu în mod ostentativ în fața voastră, mă ajută să vă rugați pentru mine mai cu foc sau mă încurcă? Păi te încurcă. Bun, și atunci de ce nu mă lăsați să vin cu o mașină normală, cu un costum normal, să trăiesc normal în niște oameni normali, ca în ziua când am un necaz, toți oamenii ăștia normali să ridice mâinile și Dumnezeu să dea vindecare. L-am văzut pe omul ăla că a avut o problemă într-o zi. Respecta pe toți. Nu se folosea de banii lui ca să umilească pe cineva tocmai în casa celui care îi dă binecuvântarea. Când omul ăsta a avut un necaz și a spus, frații mei, acum am nevoie să mă împrumutați rugăciunile voastre. Biserica ca un om s-a ridicat și a spus, Doamne, împingem piatra de pe mormântul problemei lui. Și în aceeași zi, Dumnezeu a adus viață. Slăvit să fie Domnul! Păstrează relații bune cu frații tăi. Știu că ai convingeri. Păstrează-le pentru tine. Documentează-le biblic. Și apoi, dacă vrei să le expuni, expune-le cu dragoste, că și celălalt gândește, și celălalt studiază, și celălalt citește, și celălalt are Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Nu ai tu și pentru el, și celălalt are. Și în modul acesta, Dumnezeu ne dă lumină. Doamne ajută! Al doilea aspect foarte important, după ce am dat piatra la o parte, să lăsăm culoarul Domnului Iisus spre cel care are nevoie de vindecare. În domeniul acesta aș vrea să vă spun, frații mei, că Biblia condamnă faptul că mulți dintre noi dorim să ne facem reclamă cu binecuvântările Domnului. Nu avem voie. Nu avem voie să ieșim în evidență, nu avem voie să jicnim pe frații noștri și pe alții cu ceea ce avem, cu ceea ce suntem, ci noi trebuie să ne menținem la o stare umilă și smerită, în așa fel încât Iisus Hristos să fie totdeauna abordabil prin noi de toți ceilalți. Însă ni se dă voie totuși să facem reclamă la ceva. Ni se dă voie cât cuprinde să spunem ceva. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oameni. La primărie, blândețea să fie cunoscută. La locul de muncă, blândețea să fie cunoscută. La sfat frățesc, blândețea să fie cunoscută.
Dom'le, oriunde, fă-ți cunoscută blândețea pe care ți-o dă Domnul. Doamne ajută! Și mai există un aspect pe care Biblia ne-l cere ca să-l prezentăm. Și anume, spune Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 12, în felul următor. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Stimații mei, sunt fapte bune pe care le facem și nu știe stânga ce face dreapta, dar sunt fapte bune comunitare, adică împreună cu toată biserica, care trebuie văzute. Și la faptele acelea bune nu ies în evidență oamenii de afaceri. Când se face o colectă pentru o familie care ei ars casa, nu contează că tu pui 1.000 de euro și cineva care e în șomaj pune 5 euro. Nu contează. Se pune la un loc și familia aceea este ajutată. Dar rudele lui, vecinii lui, prietenii lui văd gestul acesta. Mi s-a întâmplat să văd în anumite comunități mai mici evanghelice, care fiecare se gândea, măi, ce facem pe viitor? Unii au spus, măi, avem copii în Austria și anul ăsta ne-am pus niște bani deoparte, să mergem până la ei în Austria, să mai vedem nepoții, să mai cutare, așa, avem niște bani. Altul spunea, băi, vreau să-mi schimb mașina, pentru că după ce trec eu pe ulițele satului, și acum miroase ăștia motorină niarsă, că în continuu lasă fumă în urmă, și îmi schimb mașina puțin mai bună. Altcineva spune, băi, de mult n-am mai fost cu doamna mea la un concediu, mi-am rezervat undeva la o cabană, la munte, să mergem acolo, să mai stăm la aer curat, e cheltuială, ține niște bani. În timp ce ei aveau planurile lor, la o familie din localitatea respectivă cu vreo 6 copii, de ortodoxi, le-a luat foc casă. Au venit pompierii și când au venit pompierii, știți cum ei udă ca să nu mai ia foc niciodată. Udă absolut tot, așa fac ei, acolo apare, o udat totul, s-a terminat cu acoperișul și așa mai departe. La un moment dat, oamenii din sat au rămas, ce pot face? Niște rude au luat niște copii, alții au luat alți copii, alții au găzduit pe părinți cu ăla mai mic și stăteau acum prin localitate, se apropia iarna, ce să facă? Frații ăia de acolo și-au dat seama că e momentul să intervină. Unul dintre ei a spus, băi, eu pot să dau niște beșeauri. Altul a spus, eu pot să dau niște grinzi. Altul, băi, eu pot să dau niște țiglă. Slujitorul de acolo, care era împreună cu bordul, fraților, spune, măi, fraților, dacă ne apucăm din lucru, hai să ne apucăm serios. S-a unit biserica și sub ochii rudelor, a preotului satului, a consătenilor, a oamenilor de acolo, au plecat tinerii prima dată. Au dat la o parte tot ce însemna ars, toată funinginea aceea. Au dat-o la o parte. Surorile din biserică la ora 10 serveau prima masă, la ora 3 serveau a doua masă, au zidit schelă pe lângă, au început să zidească, au pus căpriorii, au pus acoperișul, au pus țigla, au modificat, au făcut. În 3-4 luni de zile au luat banii de pe concediu, banii pe schimbat mașina, banii pe vizite la copii, i-au luat și au dat la familia asta în câteva luni de zile, ăia 6 copiii cu părinții lor, sub ochii întregii comunități, au intrat în casă. Du-te acum în localitatea aceea și spune, se face evangelizare, n-ați vrea să veniți? Dacă altă dată spuneau, băi, pocăiți-s numai pentru ei. Din momentul ăla, să vorbești pe un pocăit de rău, că sar oamenii din sat. Nu ai voie, noi am văzut ce au făcut. Aveau și ei probleme, sub nasul nostru, Domnule. Noi am mai mers, am ajutat, ei au fost acolo, continuu pischel. Și omul ăla nici nu vine la ei la adunare. În fața noastră l-au ajutat pe ruda noastră. N-aveți voie. Du-te și vorbește oricând de Evanghelie, de facere de bine, pentru că ai dat piatra la o parte, slăvit să fie Domnul. Și aici sunteți în poziția asta. Am văzut oameni care au pus piatra mai ceva, prin faptul că au mărit prețurile, prin faptul că au promis un lucru și au cerut alt lucru. Da, am văzut. Am văzut oameni care au închis drumul spre Evanghelie, care au pus peste bolovan ceva mai puternic acolo, care să nu intre. Iubirea de bani este unul dintre lucrurile în care ne dăm testul, frații mei. Au venit din Austria, din Italia, au venit în zona noastră băieți care au învățat meserie aici. Au venit în zona noastră și mulți oameni i-au luat la lucru. În ceea ce privește rigipsul, spoturile și alte lucruri, i-au luat la lucru. Și omul le-a spus, măi, rigipsul, șinele, tot ce costă așa, e prezinte, lucrarea vă costă atât, plus manopera, atât a făcut. Măi, dar e foarte bine, e foarte convenabil. Când începeți? Și îi spune omul de când începe. La data respectivă au apărut băieții la lucru.
Omul de casă mai lasă pe la sertare un ceva, mai lasă un ban pe sub un dulap, mai lasă cu tare. Ăștia intră dimineața în casă, el, soția, copiii pleacă la școală și băieții intră la lucru. Seara găsesc. Am dat un dulap la o parte și am găsit 100 de lei după dulap. Am tras noptiera respectivă și după noptiera era 50 de lei. I-am pus acolo. Când a venit omul acasă seara, au găsit totul curat. Când s-a uitat banii acolo, s-a uitat la sertare, nu-i umblat, s-a uitat că totul în casă e liniște și s-a dat seama că are de-a face cu oameni serioși. Au început să lucreze în continuare, au făcut niște modificări, niște schimbări de comun acord la preț, după care a venit ziua. Omul era încântat de lucrarea care a ieșit și în termen și la calitate. Și sunt oameni buni, sunt bucuros, foarte bucuros. Și oamenii aceștia au venit și au spus: nenea, uite care e situația. Lucrarea cât am spus că costă? Atât. Atât costă. Dar pentru dumneatale, noi vrem să luăm cu 300 de lei sau 500 de lei mai puțin. Nu se poate, măi, eu vreau să vă dau. Nu. Noi avem bucuria ca toți clienții noștri la care le-a lucrat bine, avem evangelizare la biserică. Ne pregătim pentru evangelizare. Vrem ca clienții noștri să vină împreună cu noi să asiste la slujbă. Pentru asta vă luăm. Băi, oricum vin la voi, măi. Oricum, nu, ascultați. Ne faceți o nouă bucurie aceasta. Pe noi nu ne interesează în primul rând banii, ne interesează să-ți iasă o lucrare frumoasă dumitale și ne interesează ca dumitale să fii cu noi la slujbă. Când se face evangelizarea, rândurile sunt pline de oameni care spun: Domnule, mi-au făcut oamenii ăștia o lucrare și doar în domeniul Egipțului au deschis calea lui Iisus spre inima lor, slăvit să fie Domnul. Să vă spun de alții, de-a noștri care au mărit prețurile? Nu vă spun acum, nu? Că îi cunoașteți dumneavoastră. Să vă spun de oameni, vă spun lucrurile acestea pentru că dintre voi poate gândesc așa. Pentru că 100 de euro, 200 de euro în plus nu face cât sufletul la omul ăla, care valorează mai mult decât cerul și pământul. Și pentru niște bani în plus pe care tu iei de acolo, dai pierzi în altă parte, pe o amendă sau pe ceva. Te-aș ruga tare mult, iubitul meu. Oriunde ești, dă piatra la o parte și Hristos rostește cuvinte de vindecare, de salvare și de mântuire. Slăvit să fie Domnul! Îmi aduc aminte în comunitate unde sunt eu, aveam o bucată de pământ undeva acolo și m-am gândit într-o zi să o intabulez. Am chemat un specialist în intabulare, a venit respectivul și a zis: Domnule, dar un vecin a intrat pe bucata dumitale câțiva metri pentru că el n-avea destul spațiu ca să intre la casa lui, nu putea construi. Și fără să spună dumitale, a intrat acolo. Într-o zi m-am întâlnit cu vecinul respectiv și a zis: vecine, dacă ai avut nevoie de o bucată de pământ, de ce nu m-ai anunțat? Poate îți dădeam mai mult, că eu am de unii de acolo. Și mie nu-mi trebuie bucata aceea în mod special. Vecinul: dar eu n-am intrat, n-am cu tare. Zic, merg să aduc actele ca să discutăm problema asta. S-a dus el repede până acasă să aducă actele. De pe drum spunea: ai dreptate, ai dreptate. Bun, am dreptate, încă o dată îți spun. Dacă ai știut că ai nevoie de la mine, înainte de a intabula pe proprietatea mea, care eu pot să o contest acum, de ce n-ai venit la mine și îți dădeam mai mult, că e pentru fata dumitale, pentru tot ce trebuiește aici? Și să discuta fără nicio problemă. Puteai să cumpiri până la urmă, dar eu avem de dat, pentru că suntem vecini. Să ții minte lucrul ăsta. Omul mi-a mulțumit frumos și nu știu dacă din cauza asta sau de altceva, nu după multă vreme, Iisus i-a cercetat viața și s-a pocăit. Slăvit să fie Domnul! Nu pot să o pun pe lucrul ăsta, dar pot să spun bucuria pe care o am, că am dat, din punctul meu de vedere, piatra la o parte. Te-aș ruga pentru rudele tale, pentru cumnații tăi, pentru vecinii tăi, pentru cei din casa părintească, ai dat piatra la o parte sau ai pus-o mai mult. Pentru că suntem chemați, ca și mărturie, să facem lucrul ăsta. Ei, când văd faptele noastre bune, slăvesc pe Dumnezeu în ziua cercetării lor, lăudat să fie Domnul. Nu-i neapărat atunci. Dar într-o zi când e în spital, pe tine te cheamă să te rogi pentru ei. Dar într-o zi când sunt nevoie, pe tine te cheamă să plângă pe umărul tău. De ce? Pentru că i-ai arătat că i-ai deschis drumul spre Iisus Hristos. Doamne ajută! Amin. În momentele următoare, în scurt, aș vrea să vorbesc despre maturizarea creștinilor. Pentru că învierea o produce Iisus Hristos. Dar biserica, împreună cu lucrătorii, au ceva de făcut. Când Domnul Iisus Hristos a înviat persoane, a transmis niște mesaje foarte clare. De exemplu, în Luca, capitolul 8, cu versetul 54 și 55, la învierea fiicei lui Iair, Biblia spune așa: dar el, după ce a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te!
Și Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Un om care este înviat de Domnul Iisus Hristos, din păcatele și fără legile lui, are nevoie să mănânce. De ce are nevoie să mănânce? Ca să crească, frații mei. Când ne naștem a doua oară, nașterea din nou, în familia lui Dumnezeu, nu ne naștem oameni mari. Cum nu ne naștem nici firește. Toți părinții ar dori că atunci când se naște copilul lor să aibă măcar 21 de ani, să ducă la muncă, să muncească, să-i ajute și pe ei. Dar toți copiii care se nasc sunt prunci prima dată. Vă spuneam poate la o altă slujbă care am fost odată un autocar cu englezi, cu germani, cu spanioli, trecea prin munții Apuseni și la un moment dat au văzut un sat uitat de lume, unde erau numai bătrâni așa. Și la un moment dat au văzut un bătrân după niște garduri acolo, după o streță de garduri, s-a oprit ei și prin translator întreba, în satul ăsta vostru, cu alte iubite, uitat de lume, s-a născut vreodată vreun om mare? Și bătrânul așa cu clopul pe o parte, cum sunt ardelenii, i-a spus, nu, la noi toți care s-au născut au fost copii mici. Pentru că așa e normal, nu? Iohannes când s-a născut a fost prima dată un copil mic. Că a devenit el președinte mai târziu, asta e altă problemă. Toți oamenii care se nasc, prima dată sunt mici, sunt prunci. Când venim în familia lui Dumnezeu prin naștere spirituală, înviați de Iisus Hristos, noi suntem prunci în Hristos. Și una dintre cele mai mari probleme ale pruncilor și a copiilor este să învețe să meargă. Noi am vrea ca copiii să meargă pas de filare din prima. Dar de unde? Dacă nu ești atent, își face cu cuie. De ce? Cade. Trebuie să fii lângă el. Ori vreau să vă spun, Biserica Domnului împărțită de Apostolul Iubirii, Apostolul Ioan, în trei categorii. Copilași, tineri și părinți. Principala problemă a copilașilor este că în căutarea mersului echilibrat cad. Cad. Nu e așa că ați mers pe lângă masă, pe lângă scaun, întrebați părinții dacă nu recunoașteți. Ați mers, ați mai căzut. Ei, copilașul spiritual are tendința să cadă. Să cadă. Ori pentru Apostolul Pavel, copil spiritual sau prunc în Hristos este sinonim cu ceva pe care noi nu vrem să-l ținem. Dar este așa. De aceea e multe explicații. De exemplu, 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 1, spune Scriptura așa. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duomnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în... Cum adică e aceeași treabă? Da. Continuă Biblia. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. Pruncul este în starea de lumesc, încă e legată de stilul vechi, de stările vechi. Și el în tendința aceasta, în dorința de a căuta să meargă, cade. De aceea Apostolul Ioan nu le scrie tinerilor și nici părinților, ci copiilor. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, să cădeți. Dar dacă cineva a căzut, avem la Tatăl un mijlocitor. Slăvit să fie Domnul. Asta le scrie doar la copilași. La tineri nu le scrie așa ceva. Dați-mi voie pentru dumneavoastră și pentru mine să citesc din pasajul acesta biblic ce le scrie la tineri, că e foarte frumos aici prezentat de Apostolul Ioan tocmai aspectul acesta. Și în întâia sa epistola lui Ioan, în capitolul 2, cu versetul 2, spune așa, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate în numele Lui, pentru că se acad. Continuă Biblia, vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început, vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl, versetul 14. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Dar asta înainte de a fi tânăr, ce a fost? Copilaș. Și acum biruiește pe cel rău. Este tare. Cum de? A crescut. Câteodată mă duc la anumite slujbe, unde frații la slujbele respective au cablul, cum aveți și dumneavoastră, aici dați pus cât de cât în ordine. La un moment dat, un tată își trimite copilașul de 4 ani la mama, care e partea cealaltă. Copilașul se uită la mama, nici nu vede cablul jos. Se împiedică de cablu, cade jos. Spectacolul e asigurat.
începe a plânge acolo și dacă nu vine mama și tata sau un om de ordine, nu mai putem face nimic. El plânge și să dăm spectacol cu căzătura lui din fața bisericii. Bun, la aceeași slujbă, la terminarea slujbei, fratele păstor numește un frate predicator să se roage individual. Un băiat de 14 ani de aici, sau de 18, n-are face cât, ia microfonul, nu vede cablul ăla jos, se duce cu microfonul și se împiedică de cablu. Cât credeți că stă jos? Cât credeți că plânge? Dar cum de nu se întâmplă asta? E tânăr, frații mei. E tânăr. Deci nu-ți dai seama când s-o ridica și a dispărut din zonă, cu tot cu microfon câteodată. De ce? Pentru că lui nu-i place să stea acolo. Diferența care-i? Unu-i copilaș și unu-i tânăr. Bun, ai un copilaș de 4 ani și ai auzit că la 14 ani se descurcă mai bine. Fă galerii, crești, 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 hai crești, crești. Ce să-i dăm? Vitamine. Frații mei, ce trebuie să faci? Să-l hrănești, să-l îngrijești și crește singur. Doamne ajută! Slujbele de miercuri seara, slujbele de duminică seara, slujbele de duminică dimineață și orice slujbe mai aveți, sunt slujbe în care Dumnezeu trimite oameni să dea lapte duomnicesc și curat ca să creșteți. Doamne ajută! Altfel, vă rămâne în copilărie prelungită. Ca apostolul vine și spune că Dumnezeu a așezat în biserică apostoli, proroci și învățători ca să creștem, să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Păi dacă tu nu vii miercurea, dacă tu nu vii decât duminică seara și atunci te vadă păstorul, te miri când fiecare săptămână cază în aceleași situații? Ne rugăm, Doamne, păzește România de război! S-aude amin. Doamne, binecuvintează Austria. S-aude amin. Doamne, iartă-ne dintr-o dată. Amin. O grămadă de copilași aici, care au mai căzut pe dreapta, pe stânga, au cu cui, au cu tare. Doamne, iartă-ne. Măi, oameni buni, hrăniți-vă ca să creșteți. Doamne, ajută. Amin. Veniți la biserică, luați cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul vă ajută să creșteți ca să fiți tari și să biruiți pe cel rău. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ultimul aspect în ceea ce privește, stimații mei, maturizarea credincioșilor este dezlegați-i și lăsați-i să meargă. Iată că aici este Lazar, care e viu, dar legat. Legat cu fâșii de pânză și stă. Ar fi vrut să alerge la un cross ceva, dar unde să meargă, că e legat. Ar fi vrut să muncească ceva, dar e legat. Știți că Domnul Iisus Hristos produce învierea noastră. Ne place Biblia, ne place rugăciunea, ne place adunarea, dar nu putem să facem anumite lucruri. Nu putem să cântăm ca alții. Nu putem să ne rugăm ca... Vrem, dar nu putem. De ce? Suntem încă legați. Și dezlegarea aparține bisericii. Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Noi de obicei ne rugăm, Doamne, fă să fie o ploaie așidă, să putrezească legăturile lui și omul după ce ajunge la 70 de ani, în sfârșit își dă drumul, fraților, și aș mai putea să fac. Nu mai poți face nimic la vârsta asta. Gata, s-a terminat. Biserica trebuie să dezlege când nu a venit la credință. Și dezlegarea e destul de dificilă. Că sunt frați care-i vorba. Imaginează să vă dau exemplu, când evreii îmbălsamau un cadavru, luau fâșii de 10-15 cm și înfășurau pe mâna stângă, apoi pe mâna dreaptă, apoi piciorul drept, piciorul stâng, abdomen, numai fața puneau un ștergal pe el. Acum când omul ăsta e viu și vine în prezența ta, Dumnezeu spune dezlegați-l, adică desfășoară legăturile și lasă-l să meargă. Cineva spune, vai frate, e mai simplu, eu pornesc o drujbă să-l dezleg eu. Care stă? Cât el de legat o întinde din zonă. De foarte multe ori, foarte mulți dintre noi vrem să-i ajutăm pe frate. Băi, a venit din lume acum, eu te dezleg, am drujba pornită și așa mai departe. Ne mirăm că oamenii nu vor. Frații mei, și de multe ori legăturile astea nici nu suntem noi vinovați. Spune Scriptura că noi moștenim anumite lucruri. Dumneavoastră aveți un text biblic, 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 18, care îi spune în felul următor. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Asta înseamnă că eu moștenesc de la părinți ceva. Adică, să vă dau un exemplu. Dacă bunicul meu era iute, aprig, tata care s-a născut din bunicul, îi iute, aprig. Eu, nepoțelul, cu cine să seamăn? Cu bunicul. Bine, când eu mă pocăiesc și vin la Hristos, aș vrea să fiu mai calm, aș vrea să-mi dea o pastilă ceva. Foarte mulți și, domnule, vine Duhul Sfânt și din om aprig, așa, mergi la reluare, așa. Nu se poate.
Tu rămâi cu același temperament, pentru că moștenești asta. Dar problema este că tu intri în biserică. Și când intri în biserică, Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Aici nu se vorbește de lucruri picante, de alte lucruri. Nu, nu, frații mei, eu vin dintr-o familie iute. Până îmi pui tu întrebare, eu am răspunsul. Nu-i bun, rău, cum îi, dar eu l-am. Eu l-am. Până se ridică, eu vreau să răspund. Câteodată și greșit, dar eu răspund, fără probleme. Vă rog frumos, ajutați-mă. Și vin frații și spun, frate, stai aici lângă noi. Stai lângă noi și te ajutăm noi să scăpi de problema asta. Și la prima adunare generală, când ia cineva cuvântul, eu parcă am un arc. Fraților, dăm voie să vorbim. Nu vorbi de metal, îți faci râs. Îți faci râs soția, îți faci râs copiii. Lasă că sunt alți oameni să vorbească. Dar nu știi ăla cum știu eu. Știu că nu știi, dar stai liniștit așa. Bun, frații mei, nu într-o lună, nu în două, dar peste 2 ani de zile, dacă vin la dumneavoastră, găsesc pe omul ăla un om calm și liniștit. Cine l-a ajutat să scape de iuțeală? Biserica. Pentru că au vegheat unii asupra altă. Bun, altul intră în biserică din alte zone. Bunicul lui era în sat și tot ce vedea că nu-i păzit, ducea la el. Fura, adică. V-am spus dimineață, termenii cei mai eleganți este cleptomanie. Adică dacă vine la tine, măcar o piuliță sau un pix să-ți iei. Asta e plăcerea lui. Bun. Ficiorsul a fost profesionist. Nepotul, când așa, e la fel. El s-a pocăit acum, dar e legat de treaba asta. Se duce la reparat mașina și când vine de la reparat mașina, vine cu șurubelnița mecanicului. Când îl întrebi, măi, dar ce-ai făcut acolo? Mecanicul trebuia să o arunci oricum. Păi lasă-l arunci eu, nu arunca, nu o lua tu. Hai înapoi la mecanic, dui șurubelnița, spune că s-o legat de mână, așa, neintenționat, dă-i înapoi și dacă o aruncă el, o aruncă și dacă ți-o dă el, dar nu o lua tu, nu e ok lucrul ăsta. Bun, omul ăsta vine și spune, oameni buni, nu că doresc eu. Eu când văd că voi vă rugați cu mâinile sus, cu ochii închiși, telefoane ultramoderni, pus banca din față, îți ispitit la maxim cu voi. De ce? Pentru că nu pot, nici nu-i păzit nimic așa. Se chinuiește la slujbă. Ori el vine și spune, frații mei, am problema asta. Eu nu mă confrunt ca ăsta cu iuțeala. Eu nu mă confrunt că ăla că-i fugi ochii aiurii prin adunare, mai ales pe la surori. Nu mă confrunt cu asta. Eu mă confrunt cu problema asta. Vă rog să mă ajutați. Știți că frați încep să te ajute, nici nu știi să-i plătești. Cum mai stai cu asta? Ai mai luat? Am luat o carte. Du-o înapoi. Du-o înapoi repede. Altul poți să o mai ții, să o mai studiezi, dar tu du-o repede înapoi. Stimații mei, la vârsta de 40 de ani, Moise se credea cel mai bun lider al poporului evreu. Învățase la cele mai bune școli ale Egiptului, spune diaconul Ștefan în predica sa din Faptele Apostolilor, a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Noi nu știm încă cum s-au construit piramidele. El era expert în construcția de piramide. La vremea aceea, la facultățile egiptene se rezolvau ecuații la puterea a doua. Deci era doxa de știință. Și cu toate acestea era un om foarte iute, foarte iute. Nu putea să conducă poporul așa. Îi omora el prin pustie. Nu trebuia să mai intervină Domnul să-i pedepsească. Așa de iute era. Că fără discuții o prins într-o zi pe unul care e așa și efectiv. Și atunci Dumnezeu îl duce la școală. Îl duce la socrul Ietro. Locuiește în casă cu socrul 40 de ani de zile. Alții spun de asta a devenit cel mai blând om de pe fața pământului, costa cu socrul 40 de ani. În fine, nu contează ce școală a trăit el acolo. După 40 de ani de zile, Biblia declară despre omul ăsta iute care a putut să facă crimă la nervi, că este cel mai blând om de pe fața, după care Dumnezeu îl trimite misiune. S-a realizat dintr-o dată asta, pentru un ceai, pentru o pastilă? Nu. Timpul așează lucrurile. Vino în biserică, spune ce probleme ai, legăturile pe care le ai și frații te ajută, te ajută. Am văzut mulți oameni care au spus, domnule, în lume am fost pătimași de așa ceva. Am intrat în biserică și nu mă lupt cu alcoolul, nu mă lupt cu iuțema, mă lupt cu asta. Vă rog frumos să mă ajutați, ăsta e vulnerabilitatea mea. Vă rog să mă ajutați. Și știți că frații țin cont de lucrul ăsta? Încep să se roage, să la cunoștință și nu într-un timp scurt, dar într-un timp mai lung, când vizitezi persoana aceea, o vezi izbăvită, salvată, pentru că frații l-au dezlegat, slăvit să fie Domnul. Îl vezi bun pentru o lucrare bună, dar altă dată era legat. Că legăturile astea mai sunt. Observ legături care sunt cu lumea aceasta. Foarte mulți tineri, înainte de să pocăi, ascultă tot genul de muzică, manele, cutare și așa mai departe. Ei se pocăiesc, dar tot mai țin CD-urile pe acolo.
Când te urci la el în mașină, apasă să-ți dea frață groza, o linie. Dar din nefericire a uitat CD-ul cu a diminune acolo. A uitat și dintr-o dată începe alt solist nu creștin să înceapă a cânta. Și zic, frate, mă scuz, nu știu cine o băgase Dio ăsta aici, că tare satana a lucrat. Și așa mai departe, doar asta e vinovatul de serviciu acolo. Așa, sunt tot felul de lucruri de care suntem legați, ba chiar le trăim. Și acum mi-aduc aminte cu nostalgie de faptul că am fost programat să predic la o biserică din Italia, am ajuns la aeroport și biserica a trimis un frate să mă ia de la aeroport. M-a luat, m-a pus într-o mașină frumoasă la locul ei, fratele tânăr arăta foarte bine, pacea Domnului, cu respect, ca la ambasadă, tot frumos așa. Bun, m-am așezat acolo, dă-te la un moment dat telefonul pe speaker în mașină, dă drumul pe așa și de la celălalt telefon nici nu întreabă prea mult. El la altul îi zice, ce faci măi barabulă, îi spune lui ăsta. Ce faci? Îți aduce aminte la seară la fotbal? Mi-ai tras niște la o loagie, aproape mai ologit, mai terminat. Când te prind data viitoare să știi ce-ți fac. Și-i prezenta ăsta ce-i face pe terenul de fotbal lui celălalt și cu alte codimente. Eu stăteam și mă uitam la el, el se uita speriat la mine. Celălalt vede că ăsta nu răspunde, că doar probabil și ăsta îl făcea ceva pe cealaltă. În afară pe el l-a făcut cartof, barabulă, adică și, bă, trebuie să facă și el ceva. Nu zice nimic, că la vede că ăsta-i pocăit. Și spune, dar tu ce faci? Asta îi spune, frate, vin de la aeroport, îl aduc pe fratele Virgil Neagu, e în mașină și au auzit ce ai spus tu. Dincolo s-a lăsat o liniște. Îl a schimbat placa. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să vă însoțească pe toți. Toate astea le avem la noi, frații mei. Toate astea le avem la noi, tot. Și o ținem așa. Ei, când vii între frați, vii și spui, frații mei, am două seturi de CD-uri. Ajutați-mă să scăp de adi minunii și de chestii cu barabulii și cu legumele care, așa, să devin un om pocăit. Doamne ajută! Și frate, ai să vezi și la 12 noapte, te ajută, fratele meu! Te sprijinesc! Că dacă ești viu și continui, vin frate să dezerezi și tu nu vrei. Dumnezeu mai are o metodă. Se spune că în Varea Dura, arată cuvântul Domnului, împăratul a ridicat un chip mare acolo și a poruncit la toți oamenii să se închine. Toți s-au plecat cu fața la pământ, în mijlocul lor rămân trei în picioare. Împăratul, crezând că au probleme cu auzul, spune, băi, n-ați auzit bine, mai pun pe ăștia odată să cânte, încă o dată cântarea cu orchestra, cu fanfara, toți muncesc încă din nou, cântă toată partitura aceea, doar pentru voi. Ăștia își dau seama că ei muncesc degeaba iară și spune, împărate, nu-i mai pune să cânte, oricum noi nu-i închinăm. Inervat, împăratul poruncește să încălzească cuptorul de 7 ori mai mult, după care îi leagă pe ăștia cu hainele lor și aruncă în cuptor. Biblia stipulează că cei ce i-au aruncat de dogoarea focului au fost uciși pe loc. După care împăratul, pentru o vizor ceva, a dorit să vadă 3 grămăjoare de cenușe care au rămas la cei care l-au sfidat public. Dar de unde? El vede că ăștia aveau conferință acolo. Și aveau invitat pe cineva care semăna cu un fiu de Dumnezeu. Pentru că câteodată Dumnezeu face conferințe cu noi nu în fața împăratului, ci în cuptoare. În cuptoare. Exact în momente dificile, când nimeni nu mai poate pătrunde acolo, face conferințe cu noi și ne prezintă anumite lucruri. La un moment dat îi roagă să iasă afară. Când ies afară, constată toți cu stupoare că niciun fir de păr din cap nu-i ars, ci focul a ars doar legăturile. Există focuri, cuptoarea lui Dumnezeu, care ard doar legăturile, nu pe oamenii vii. Credinciosul născut din nou, viu pentru Dumnezeu, dacă rămâne legat de bani, nu poate veni la adunare din cauza banilor, de fotbal, de o grămadă de lucruri, sunt cuptoare care te dezleagă, fratele meu. Sunt cuptoare și Dumnezeu te bagă în cuptor, nu să te nimicească, ci să-ți ardă legăturile. În comunitatea noastră s-a pocăit, a fost înviat prin Iisus Hristos un om gospodar. Avea moară, avea pământuri, avea tot ce trebuia. Înainte de momentul ăsta, o plecat, o vizitat, o fost pe la concerte și așa mai departe. Știa toți cântăreții de muzică ușoară, muzică populară, fusese la concertele lor, dacă tot avea bani. Și s-a pocăit. După ce s-a pocăit, câteodată lipsa de la slujbă să vadă dacă ieșit greu pe ogor. Pleca de la slujbă și venea înapoi. Altă dată se ducea să vadă dacă nu cineva nu-i culege cartofi fără să-l trimise el, adică să-i iei înaintea lui. Se ducea pe acolo. Când te duceai la el, de la discuțiile de viață, tot vorbea, băi, moara îmi produce atâta, cu tare e atât, cealaltă se vinde cu atât. Da, Biblia, așa, lasă, bă, să cu tare. El era, venea la adunare, îi plăcea pocăința, dar era legat de bogăție, de lucrurile lumii acestea. La un moment dat, omul ăsta nu se simte prea bine.
Și în momentul respectiv merge la Suceava, la Suceava doctorul îi spune, domnule, într-o anumită parte a corpului tău să văd niște formațiuni tumorale, mergeți la Cluj la specialist să vadă. Ajunge la Cluj la specialist, specialistul îi spune, da, domnule, aveți tumoare în zona asta, este operabilă și există două feluri de operație. Operație clasică cu bisuriu și recuperarea mai grea, operație modernă, cum era atunci, în urmă, cu ceva ani, prin laser și recuperare mult mai rapidă. Cum alegeți? Domnule, eu am bani. Am bani, fără probleme. Operați-mă cu laserul și fără discuție să mă pot recupera cât mai repede. După ce am fost eu pe la el. Și în povestea, frate Virgil, m-a operat doctorul, mi-a spus numele, n-are sens să vă spun numele la doctorul respectiv, m-a operat cu laserul. Când m-a dus la terapie intensivă, erau niște patru cu halate albe, cu cerșafuri albe, așa, puse pe lângă, pe stânga și pe dreapta, erau doi acolo, urlau din numai. Eu când am ajuns sub anestezie, am spus, vezi dacă ăștia nu au avut bani, l-a operat cu bisturie, uci și țepă. Eu nu mi-am dat seama că eu sunt sub anestezie. După ce mi-a trecut anestezia, țipam mai tare ca amândoi. Operat cu laser. Răcneam mai tare ca amândoi. Și spunea el, niște dureri m-au cuprins, extraordinare, m-am chircit dintr-o dată așa, și pentru prima dată în viață, îmi spunea el, am ieșit din trupul meu, mi-am văzut trupul rămas pe pat. Apoi am intrat într-un tunel și am ajuns pe o câmpie verde frumoasă. Pe câmpia aceea verde frumoasă am văzut în față un castel și de acolo venea o muzică. Frate, eu am auzit concerte, am auzit cântăreți, am auzit muzică la viața mea. Dar ce muzică venea de acolo și pe lângă mine oameni îmbrăcați înalt plecau la castelul ăla. În fața castelului era un rând de soldați așa, de vreo 3 metri înălțimi, toți aveau armuri de alea ca romanii de aurii. Și stăteau uriași, aia umân în număr, un șâr așa întreg. Când o ființă de aia albă ajungea în dreptul la rândul ăla, câte doi se făceau picant, așa lăsau un loc și după care reocupau locul. Când am văzut așa să ajunge la castelul ăla, am alergat spre rândul ăla de soldați. Am ajuns la doi soldați din fața mea, nu stăteau la o parte. M-am dus la alți doi din șirul ăla. Băi, poate ăștia nu înțeleg, n-au așa. La alți doi. Când mă chinuiam cu al treilea rând de soldat, de șir de soldați de aia să intru, când mă chinuiam, m-am trezit înapoi în pat. Ăștia doi nu mai țipau, muriseră. Și infirmierii de la terapie intensivă trimisese la brancardierii de la morgă să vie să-i ridice și să-i ducă acolo. Brancardierii au venit și s-au oprit în dreptul meu și au spus, doamna, a spus că sunt doi, dar aici sunt trei, că nici eu nu mișcam, spunea el. Și când întreba, doamne, care sunt ăștia? Eu le-am spus, eu încă nu. Îi spunea, asta mi-a spus el mie, văzând lucrurile respective, eu încă nu. Când a ajuns acasă, l-am vizitat, mi-a povestit lucrul ăsta. Știți prin câte operații au mai trebuit să... Vreo 5 sau 6 operații de aceeași duritate. O trebuie să treacă omul ăsta. Când s-a dus ultima dată frații păstori cu cina Domnului la el, l-a întrebat, frate, cum mai merge moara? Nu mă interesează moara. Pământul, ce produce? Nu mă interesează. Dar ce vreți totul? Vreau când mai ajung o dată în dreptul la soldații aia, să mă lasă să ajung în cetatea cărei temelii sunt veșnice. Ceea ce n-au reușit învățătura bisericii, a reușit Dumnezeu prin foc. Și dintr-o dată omul acesta a fost legat de cer. M-au anunțat pe când eram undeva pe la Timișoara, soția lui mi-a spus, frate păstor, dacă puteți și sunteți pe terminarea misiunii de acolo să veniți acasă, că soțul meu a trecut de rândul acela de soldați. Pentru că, iubiții mei, când vine Hristos, ne aduce viață. Trebuie să creștem, să ne hrănim și să devenim oameni mari. Doamne ajută! Apoi suntem legați, lăsați-i pe frați să vă dezlege, încetul cu încetul, să vă dezlege și să puteți face orice lucrare bună pentru slava Domnului, să vă ajute Dumnezeu și să ne ajute. Miercuri seara, dacă ajută Domnul, suntem din nou împreună. Doamne ajută să dea har și atunci. De aceea mă opresc aici, că aș mai avea dispus ceva, dar lăs pe miercuri seara. Vă fac curioși. Harul Domnului să fie cu noi toți. Amin.